Dragi prieteni, după tradiționalul intermezzo muzical interpretat de Mișa Grosu Band, începem următoarea ediție Avânturilor Valurilor. În această seară am o invitată deosebită, specială. Este vorba de Violeta Botezato, un muzician, un muzicant și o interpretă de o valoare apreciată de foarte multă lume. Dragă Violeta, îmi pare bine să te văd la Avânturile Valurile. Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da. Aș vrea să vorbim, știi despre ce în această seară? N-ai să crezi, despre muzică. Spune-ne, te rog, mă interesează și pe mine acest aspect. Ai studii serioase, ai făcut conservatorul Benedetto Marcello, ești profesoară de copz la Ciprian Porumbescu, deci ai făcut studii, îi înveți pe alții. Cât ar trebui să dureze acest proces? Cât trebuie să învețe un muzician ca să se considere și să îl considere lumea muzician? Da, dacă ar fi să ne referim la un muzician profesionist, desigur, sunt foarte mulți ani în spate de studiu. Nu știu dacă ar fi corect să numesc, să ofer o schedă, o structură precisă în care să zici, uite, studiezi 5 sau 10 ani și acele studii îți oferă, să zic, statutul de un muzician foarte bun. Pentru mine, am început să studiez muzica de la 8 ani, începând cu acordeonul, după care am trecut la cobz, la conservatorul nostru din Chișinău am făcut muzicologie, după care au mai trecut mulți ani și am la Veneția, printr-o minune, zic așa, am început să fac canto clasic. Și totuși cred că odată ce îmbrățișezi muzica, e pe viață. Nu poți să zici,
azi m-am oprit și sunt considerat un muzician bun. Am întrebat de anii de studiu, poate impropriu puțin, dar întrebarea mea este dacă trebuie să repeți în fiecare zi până la sfârșitul vieții sau uneori te poate salva talentul, inspirația. Eu nu am fost niciodată eleva, studenta care repetă zi de zi. Deseori m-am bazat și pe talent. Studiile făcute peste hotare, în afară, la Veneția, în cazul tău, prin ce diferă, care este specificul, ce prinzi mai mult în raport cu ce ai putea învăța aici, la Chișinău? Conservatorul Benedetto Marcello din Veneția a fost o perioadă extraordinar de frumoasă pentru mine și de fiecare dată când mă întorc acolo, de fiecare dată când revin la anumite evenimente, concerte, o zic, merg și îi salut toți profesorii pentru că am trăit o... parcă o altă lume. Deci venisem de aici, din Chișinău, cu un alt bagaj, cu muzicologie, cu reguli prea rigide, cu un comportament așa foarte serios. Și acolo m-am pomenit într-o atmosferă mai degajată, mai liberă, dar totodată cu mult studiu. Spune-ne ceva despre cariera ta de soprană. Ai obținut ceea ce ți-ai dorit sau dimpotrivă? Și cum este lumea asta a sopranelor? Că oricum peste tot există competiție, nu doar în sport, și în artă, printre muzicani și muzicieni așișdere. Cum e să fii soprană? E o lume dură? Sau se poate cădea la învoială cu cineva? Mie mi s-a părut o lume foarte dură. Acum, așa, dacă să mă uit în anii, la perioadele în care eram foarte stresată, aș zice, nu e chiar așa. Doar că trebuie să fii bine pregătit, ori eu am început, să zic, să am curajul de a avea o experiență și de a începe studiul în domeniul artei vocale abia în Veneția și abia după 30 de ani. Lucru care foarte rar se întâmplă. Deci, de obicei, deja de mic copil, ți se așterne așa un mic covoraș, lecții particulare, nu știu, toate lucrurile astea. Pentru mine nu a fost așa. A trebuit de una singură, în 2 ani, să comasez toată informația pe care poate altcineva ar fi acumulat-o un an de zile. Multe s-au întâmplat peste așteptările mele, deci nu visam să intru la conservator, să fiu admisă printre atâția candidați, să fiu prima pe listă, nu visam într-un an de zile să fiu să am rolul principal în Romeo și Giulietta. Eu am jucat pe Romeo, o operă de Zingarelli, și toate lucrurile astea au fost pe de o parte peste așteptările mele, dar desigur lucrurile astea frumoase au venit la pachet și cu multă frică, stres, multe impedimente de felul nu trebuie să cânti în altă parte, nu trebuie așa, vocea nu e chiar așa. Vedeam colegele mele care erau mereu pe diferite, nu știu, medicamente de astea mai simple sau mai complicate care cumva ajută la voce și mi-am dat seama că e... Practic, eu un sport de ăsta, am impresia că ar trebui și prin lumea să medicii, nu știu, să meargă prin teatre, pentru că și acolo se întâmplă lucruri destul de dubioase. Și mi-am dat seama că e dur. Și lucru care m-a făcut așa să mă gândesc un pic unde merg, depins de o structură, de un manager, de un teatru, de o orchestră, de un costumist. Deci tu depinzi de o situație foarte complexă. Venind târziu în această lume a operei, nu era privită ca o intrusă, ca o neavenită? Wow! Ba da! Sigur, și apoi, da, în Italia sau în Occident, noi, cei din țările de est, suntem pe de o parte admirați pentru ambiția noastră, pentru curajul nostru, pentru avântul nostru, dar totodată suntem și foarte penalizați. Nu există așa cineva să te mângâie pe cap, să zică, dragă Violeta, uite, nu mai cânta acolo, sau
hai că cumva, nu știu, să-ți dea o susținere de asta, nu doar cu vorba, dar chiar un ajutor, să te ghideze, să... Nu există, nu. Trebuie singură să-ți faci așa cum poți și asta e. Reușești? Bine, de nu... Bine. Știi, Violeta, zilele astea am citit o postare de-a lui Marcel Lazar care vorbea despre o experiență de-a lui nefericită până la urmă, având un contract cu o firmă renumită care prestează concerte peste tot pe glob, a avut un incident la opera, la Ateneul Român, fiindcă se îmbolnăvise, se insista că el totuși se iasă. Până la urmă, practic a fost alungat, i s-a dat un picior și toată postarea asta cumva emana foarte multe amărăciune. Eu am tras o concluzie că, de fapt, destinul unui artist de tale, al lui Marcel, cum vorbea el, este cea a unui rob angajat pe plantații de bumbac, atâta doar că robia a fost abolită de mult, iar stăpânitorii de plantații există, bine mersi, și își fac mendrele și nimeni nu poate să le facă absolut nimic. Este o poveste, mie mi se pare, care ar trebui dezbătută altfel și sper să-l am pe Marcel în curând aici, să avem posibilitatea să vorbim. Mi-a plăcut, da, cum a spus la un moment dat, că toată lumea vorbește despre mine. Domnule, iată, ăsta este muzicantul care a cucerit Viena. Așa. Zice, n-am cucerit eu nimic. Eu sunt unul dintre mulți muzicanții de la Viena. Ai avut experiențe de felul ăsta? Mi-e foarte cunoscut starea asta, emoțiile astea le-am trăit și eu pe propria piele. Noi obișnuim deseori și e foarte bine să avem aspectul ăsta și cumva să promovăm partea pozitivă a lucrurilor. Noi tot zicem, diaspora, uite, aveam pe Cutare care ne promovează și ne duce faima și are succes, dar chiar nu cunoaștem dedesubturile. Și sunt foarte multe lucruri care ne demoralizează. Am avut multe situații. Bine, acum mi-aduc aminte o situație în care într-o vară trebuia să mergem în Astana. Deci, Kazakhstan, se făcea un concurs la nivel internațional și atunci venise la conservator, venise o scrisoare, zic că sunt invitați la o audiție, toți cântăreții de operă, studenții care eram acolo și în baza selecției, în baza concursului, vor fi în aleși. Bine, până la urmă s-a dovedit că acea audiție nu a existat. Eu tot întrebam doamna care coordona acest proiect. Da, vom vedea, nu știu ce, ca până la urmă să află că, de fapt, fără nicio audiție a fost deja selectată o fată din Italia. Și într-o manieră foarte, așa, nici nu știu să zic urâtă, foarte sec, așa, mi-a zis, tu nu ești italiancă, tu nu ești de-a noastră, cu toate că aveam deja cetățenia italiană. Și tu nu poți merge. Și ca să vă dați seama, pentru ea era asigurat și drumul, și cazare, și tot. Și pentru mine absolut nimic. Bun, și atunci aveam așa, că eram mai tânăr așa și mai... Bine, situațiile astea cumva te mobilizează și parcă îți apare așa un nerv în tine. Și am zis, ok, nicio problemă. Mi-am luat biletul de sine stătător și am mers acolo. Am mers la concurs. Ca până la urmă eu să ajung în final, fata aceea nu a ieșit nici într-a doua etapă. Bine, nu a fost. Nu a fost asta ideea. Concluzia, că mi-a transmis foarte mult amărăciune, așa, o tristețe. Și am înțeles că iarăși trebuie pe cont propriu să merg. Să răzbat cumva. Acolo a fost partea frumoasă a lucrurilor. Că am întâlnit-o pe doamna Lyubovka Zarnovska, care s-a legat o prietenie frumoasă și care a avut sens până la urmă acea zvâcnire a mea. Dar asta e. Mi-ai răspuns, de fapt, la o întrebare pe care mă gândeam să ți-o pun, următoarea. Se referea la criteriile de selectare a artiștilor. De exemplu, sunt două soprane. Cântă cumva comparativ la fel, pe cine preferă managerul, dirijorul sau regizorul. E foarte mult. Tema nedreptății în artă mă preocupă foarte mult, fiindcă asta este în lumea literară, în acea artiștilor plastici, la muzicanți și muzicieni, asta se vede la tot pasul, aranjamente, micile înțelegeri.
crezi că poate exista o lume în ideal foarte frumoasă în care există armonie și înțelegere între toți artiștii și în special managerii de acțiuni culturale? Nu cred că ar exista o lume frumoasă și nici nu știu dacă... Și nici nu poate. Da, nici nu poate și nu știu dacă ar fi până la urmă benefic. Sigur, sigur, viața, lumea asta muzicală e așa cum este. Cred că noi, muzicienii, artiștii, cântăreții, cred că ține de noi să avem, nu știu, abilitatea asta, harul ăsta de a discerne cum să acționăm zi de zi. Pentru că până ajunge la talent și la muncă și la studiu, trebuie să avem și o înțelepciune cumva, să reușim. Și cu dreptatea în mână, dar și cu conștiința asta că așa există lumea. Nu are cum să fie altfel. E dureros și trece timpul. Problema, până la urmă, eu asta am descoperit pentru mine, problema nu sunt nici... nu e nici succesul, nici banii, e timpul care l-ai pierdut. Ca să te trezești într-o zi să zică, da, tu deja ai, nu știu, ai 35, nu mai poți face parte dintr-o trupă de teatru. Pentru că, uite, te-a văzut un mare impresar, dar a zis că nu, că... Păi, stai. Da, de obicei, în cazurile astea se spune, trenul a plecat. Da. Și pe cât e de trivială această constatare, pe atât de adevărat, într-adevăr, trenul pleacă, nu așteaptă pe nimeni. Dacă n-ai sărit pe un ultim vagon, să știi că rămâi și nimănui nu-i pasă. E legea nimeloasă a vieții, în fond, nu doar a vieții de artist. Așa. Mergem mai departe. Vreau să vorbim despre instrumentele la care cânți. Patru instrumente, dacă nu greșesc. Acordeon, cobză, mandolină și pian. Foarte mult mă interesează primele două, care... Cred eu, în închipuirea mea, nu sunt instrumente feminine. Acordeonul, iată Mihai cântă acordeon, da, mi-l imaginez, da. E un instrument solid, totuși trebuie să mânuiești. Cobza e în folclorul nostru cumva impregnat, că cobzarii erau niște, nu știu ce, niște muzicanți. Niște daci, nu știu, cu cufme de astea. Și această imagine romantică a lor, hălăduind drumurile pe care le străbăteau. Cum ai ajuns la acordeon, la cobză? Care este relația ta cu aceste instrumente? Acordeonul a fost primul meu instrument. Am început a studia la 8 ani în raionul nostru, Cantemir, pentru că eu vin de la sud, în satul Plopi, și acolo l-am întâlnit pe profesorul Vlad Mircos, care chiar din primele așa din primele luni de studiu și-a dat seama că am acest talent. Mie îmi plăcea acordeonul. Bine, nu mai țin minte dacă aveau locuri acolo la pian sau alte instrumente, dar acordeonul mie îmi plăcea și cred generația părinților mei, cred că toată lumea știe. Asta era acordeon la o petrecere, doar părinții nu-și puneau problema ca eu să devin nu știu ce fel de muzician. La o petrecere, acolo când nu știu, zi de naștere sau după ce au venit femeile de la prășit, hai Violeta să cânte la acordeon. Asta era. Și au văzut că mie îmi place foarte mult acordeonul pentru că îmi dădea puțin, o pagină acolo să studiez. Eu veneam a doua zi cu vreo două, trei. Eram foarte pasionată. Și atunci, după primul an de studiu, aș insistat domnul profesor să mergem la liceul de muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Zis și făcut, am mers, doar că nu era posibil. M-au văzut și slăbuță, așa, foarte firavă, unde să mai cânte ea la acordeon. Erau doar bărbați și au zis că nu aveam alte soluții. Există cobza și harpa, două catedre care chiar în acest an se deschid. În fine, a căzut până la urmă alegerea pe cobză, pentru că este un instrument mai ușor el de dus, de mânuit, un ansamblu folcloric, Violeta avea o activitate, ok. Și atunci am ales acest instrument. Așa a fost cu instrumentul ăsta, cobza, care presupune și mandolină, pentru că fiind așa micuță, încep cu mandolina. Se dea mâinile, tehnic, și... Pianul, deja al patrulea instrument, a venit ca și un instrument obligatoriu, pentru că la liceu se studiază obligatoriu pianul. Violeta, hai să vorbim despre Veneția.
știe, eu cândva în tinerețe am scris o piesă de teatru, se numește La Veneția e cu totul altfel. Pentru mine Veneția este ceva mai mult decât o localitate, decât un oraș. E o metaforă, e un mod de viață deosebit, e oamenii lagunelor care stau acolo, da. Locuințele lacustre, totul îi dă un aer deosebit acestei Veneții. Cum spunea Eminescu, s-a stins timpul falnicii Veneții. Tu ai făcut studiile acolo, ai cântat acolo. Spune-mi, te rog, hai mai întâi să începem cu faptul divers. Cred că toată lumea te întreabă, n-am cum să evit nici eu acest aspect. Ai cântat în gondole, alături însoțindu-i pe gondolieri. E o treabă, înțeleg eu, pur bărbătească. Cum ai escaladat acest obstacol? Am început a cânta la acordeon. La acordeon, acompaniind cântăreții venețieni și doar bărbați. Deci acolo, chiar dacă era cumva o problemă, dar se mai eram în umbră, deci nu eram în față și le era pe placul lor, mai ales că foarte repede am învățat repertoriul, mă adaptam ușor, cântând la copză și având experiența asta de nu avea partituri în față, dar de a mă ghida, de a auz, deci pentru mine era ușor și asta le-a plăcut. Dar după câțiva ani, vă dați seama că îmi duceam singur acordeonul și acordeonul, nu știu, poate să zic că mișa cât vreo de la 11 kg până la 15 kg cântărește un acordeon. Și 40 de grade de căldură, așa, vreo 90% de umiditate, nu poți efectiv să te miști, nu poți nici să vorbești pentru că e o climă de asta așa insuportabilă, și cu acordeonul în spate fii bună și fugi din piața San Marco, fugi de pe o stație pe alta. Și atunci am zis, ok, bine, face și pe asta, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mai e posibil. Zic că e partea asta muzicală, experiența e foarte binevenită, dar mai sunt și eu fată, cred că ar trebui cumva să schimbăm situația asta. Dar știam că nu e posibil să devii cântăreț, cântăreață, femeie, pentru că nu permitea tradiția. Și atunci, așa, câte un pic, tot am mai invocat faptul că, nu știu, mă doare spatele, nu prea pot, nu, lucruri de astea. Și, într-un final, gondolierii au zis, hai, încercăm. Și uite așa, hai, încercăm, chiar dacă a fost foarte complicat, trebuia să cânt și în limba venețiană, la care ei țin foarte mult și iau un accent de ăsta al lor particular, de stradă, și Doamne ferește dacă nu le-ai pronunțat cumva... L-ai însușit? L-am însușit, da. Uh-huh. Bine, că aveam oricum emoții, mi se părea că poate nu chiar așa, nu... Și mai e și faptul ăsta că gondola se mișcă foarte mult și ea niciodată nu este statică și tu cânti, nu știi, dacă în momentul ăsta tu poate vrei să-ți iei acolo o respirație, să cânti acutul ăsta de la osul meu și gondolierul poate în momentul ăsta oprește brusc gondola. Deci e un stres de ăsta, o experiență cumva mai neobișnuită, dar... Și spectatorii care erau turiști, înțeleg eu, din gondole, ei care cum reacționau? În general, dacă știau că tu încalci tradiția. Nu știau, da, dar au văzut și gondolierii că au fost o bună, cum să zic, un feedback bun, adică au apreciat pasagerii. M-a ajutat pe mine personal, gondola m-a ajutat, mi-a dat așa o deschidere de asta de stradă, pentru că venisem iarăși de la noi, conservator, muzicologie, așa totul, acorduri, lănțuiri de gradul 3, în armonie, deci eram așa capul dobă de armonie, pentru că am avut cei mai buni profesori, într-adevăr, și acolo cânți pe o gondolă, pe o bărcuță care se mișcă în continuu, cânți la niște oameni pe care nu i-ai mai văzut și care... Da, oameni simpli, nu așteaptă acolo să le cânți lucruri foarte complicate. M-a ajutat să mă relaționez, să comunic cu ei, m-a ajutat un pic să mă deschid, pentru că eram foarte
foarte cuminte, așa, foarte timidă. Și cred că asta a fost partea bună a lucrurilor. Bun, Violeta, hai că dacă tot am vorbit atâta despre muzică, să te auzim în acțiune, la treabă, să te auzim cântând, spune-ne ce ai să interpretezi. Cu mare drag o să vă interpretez la pian o versiune personală, zic eu, de Ciocârlie.
continuăm să stăm de vorbă cu Violeta Botezatu, atâta doar că în această parte a doua emisiune mai avem încă o invitată. Este vorba de Felicia Plămădeală, care este managerul unui festival de film documentar foarte interesant, se numește Echoes of One World. Felicia, am să o rog acum să ne vorbească despre acest festival, nu înainte de a vedea un scurt material pe această temă. Așadar, pentru prima dată în Chișinău, acest festival, Felicia, te rog, dă-ne toată informația. Bună seara! Deci este o extensie a festivalului care vine din Praga, care a fost fondat în 1999. Și este un festival dedicat drepturilor omului, libertății presei, deci se, prin prisma unor documentare făcute în toată lumea, se aduce publicului importanța protejării drepturilor omului și, în general, tot ce, deci, viața de zi cu zi și problemele care ne înconjoară în societate. Da? Și ce filme vin? Cine sunt autorii? Sunt cunoscuți publicului nostru? Da, noi ăsta avem... deci se organizează pentru prima oară la Chișinău. Avem două zile de proiecții, 5 filme vin din Grecia, Marea Britanie, Iran, Letonia. Deci avem un mix întreg de documentare și creatorii săi. Și la fel, abordăm subiecte despre ce ne înconjoară în zile de azi și problemele care există în societatea, nu doar în spațiul post-sovietic sau dar în toată lumea. Două zile de proiecție, am înțeles corect. Unde va avea orele, ca să știe toată lumea când poate să-și programeze timpul pentru a vedea filmele? Deci intrarea liberă? Intrarea liberă de pe 19 și 20 aprilie la Artcore. Intrarea este gratis și avem proiecții începând cu orele 6 seara de vineri și sâmbătă de la 4. Vor exista discuții sau informații adiacente vizionărilor? Da, va fi un moderator care înainte de fiecare proiecție va explica background-ul documentarului, ce se reflectă, niște detalii din subsolul filmului și vor fi și discuții cu invitați care vor fi prezenți online cu creatorii filmului. Uite, e o întrebare care n-am cum să o evit, să o colesc. În momentul în care mai avem un festival, cel puțin un festival de film documentar, cronograf, dar îmi pare că mai există așa ceva, acest festival cu ecourile unei lume, care ar fi legăturile, lucrurile complementare care s-ar înscrie unei mișcări cinematografice documentare de aici? Deci acum... La noi, local, se întâmplă minim două festivaluri, este Cronograful și este Moldoxul. Și Echoes of One World este o extensie a festivalului care se întâmplă din Praga, care se întâmplă în multe alte țări din Europa. Deci este un proiect important pentru viața locală de aici și cinefilii vor avea acces la încă un soi de documentare care ar putea să fie privite gratis. Și e necesar să fie tot felul de evenimente culturale pentru a oferi publicului cât mai multă alegere. Să nu ai un singur festival odată pe an, dar să ai o varietate de două, trei în care să știi că oricând poți să mergi să vizionezi ceva.
cineași de noștri, cineași români din Basarabia sau din România participă fie la festivalul din Praha sau la extensia asta din Chișinău? Da, anul ăsta chiar au fost câțiva de la noi în Praga, deci e o circulație normală. Cineaște din toate țările sunt și aici, acolo, și anoștri toți sunt super prezenți de ceva timp la festivaluri. Tu ai văzut câteva filme din ceea ce se va prezenta aici la Chișinău? Da, sigur. Normal. Poți să deconspiri vreo preferință de-a ta? E un festival foarte curios care se va rula sâmbătă. Se numește Masterplan și este despre cum se asuprește libertatea în presă și cum prin presă oamenii sunt, deci, să zicem, sunt manipulați. Și este un documentar foarte bun care nu doar arată la suprafață, dar dă cazuri concrete, instituții concrete și tot în spațiul nostru post-sovietic, în ceea ce se întâmplă cu multe alte țări. Apropo de drepturi, știi, vorbeam cu Violeta în prima parte emisiune despre postarea lui Marcel Lazar, nu știu dacă ai văzut-o, în care mi s-a părut un caz strigător la cer. Iată unde sunt încălcate drepturile muzicanților. Noi ne-am obișnuit cu drepturile femeilor, drepturile minorităților, drepturile pisicilor, drepturile muzicanților, drepturile artistului. E posibil să apară vreun film pe tema asta? În programul de anul ăsta nu, pentru că deja s-a făcut selecția, dar e un subiect care trebuie explorat și ăsta, pentru că cred că fiecare artist are ce zice și fiecărui om din cultură i-au fost privat într-un fel sau altul drepturile. Da. Mulțumesc mult, Felice. Vom continua cu Violeta cât timp a mai rămas. Care este relația ta cu filmele? Ești cinefilă? Am o relație foarte ok, dar în ultimii ani nu prea urmăresc televizorul, deci, pentru că avem un copil mic acasă și mai puțin în ultima perioadă. Înțeleg, înseamnă că devine inutilă și cea de-a doua întrebare, fiindcă vreau să te întreb relația cu cartea care este, cu lectura. Nu, cu lectura e mai bună. Mai bună. E mai bună, da. De mic îmi plăcea foarte mult să citesc povești. Deci eram absorbită totalmente de lumea poveștilor, după care a urmat o pauză și acum, de ceva ani, m-am repasionat, așa, m-am reapucat de lectură, pentru că pe de o parte îmi dădeam seama că fiind atâția ani acolo pe hotare, cumva mi s-a format un mod de a organiza frazele, o gândire așa mai pe stil italian. Și atunci am preluat lectura. Recent am citit două cărți de a doamnei Tatiana Țibuleac, care îmi place foarte mult. Acum stă pe raft o altă carte și sper mult. E foarte interesant. Deci îți trebuie o viață întreagă să citești. E foarte interesant. Da, mă tem că o viață, n-ai făcut nimic cu o viață. Știi, eu îi cam terorizez pe invitații mei cu întrebările despre lectură, dar cred sincer în asta că pentru un artist, în mod special, lecturile sunt nu obligatorii, sunt o condiție sine qua non. Un artist nu poate respira fără să citească cărți, fiindcă aceste lecturi nu doar umplu un gol. Nu este așa, un gol estetic, am în vedere. Aceste lecturi stimulează gândirea creatoare, sugerează soluții noi. Felice, care e relația ta cu lecturile? Foarte strânsă. Dacă tot fac producții de film, trebuie să și citesc. Violeta, noi mai avem ceva, cred că, timp pentru o întrebare. Uite, noi ne-am referit ușor în prima parte la asta. Tu, având această posibilitate să urmărești viața artistică și să cântărești, evaluezi cumva șansele unui artist dincolo, în afară și aici, unde crezi tu că există șanse mai multe? Sau aflându-te în Occident, de exemplu, ai putea să te pierzi?
în această piață enormă, să devii un fir de nisip neînsemnat pe imensa plajă a artei, sau e vorba aia mai bine primul sat decât cum e cu codaș la oraș? Ambele gânduri le aveam deja cumva în față. Așa este, peste hotare, în Occident, riști să te pierzi. Pentru că, cum ziceam, bine venit în lumea sclavilor. Sau, bine, e o sclavie modernă. Acolo e foarte frumos că poți și e bine să acumulezi cât mai multă experiență, colaborări, momente de astea interesante, dar... Nu știu cât e de posibil acolo să-ți construiești o carieră. Iarăși, probabil e de competența fiecăruia individ în parte. Pe când aici la noi, poate cu resurse relativ mai puține, reușești să faci un concert, proiecte, colaborări, dar după ce urmează? Asta e întrebarea. Și ce urmează? Urmăresc destul de aproape, încerc să urmăresc destul de aproape aparițiile editoriale. Deseori mă trezesc la gândul că sunt copleșit de avalanșa de cărți, munți de cărți care apar, mă refer la beletristică, la ficțiune. Și în acest ocean de descrieri există zeci, poate sute de mii de autori care nu vor fi niciodată cunoscuți unui public larg, unui cerc îngust. Asta se întâmplă la lumea artiștilor, la lumea actorilor. Se filmează iarăși zeci de mii de filme pe planetă. Din ăștia, unități sunt cunoscute publicului extrem de larg. Asta se întâmplă în toate domeniile de activitate, nu doar la artiști. Tu știi că mie îmi place să urmăresc uneori, eu sunt și microbist, mă uit la meciurile de fotbal și îmi place să văd unele competiții din Liga 4, a 5, din tot felul de țări. Eu mă uit la fotbaliștii ăia care aleargă și joacă fotbal fără să-și spună întrebări metafizice de felul ăsta. El pur și simplu joacă fotbal. Ca artist, cred că trebuie să ai suficientă înțelepciune ca să accepți acest lucru, că nu toți pot deveni valori de prima mână, să fie primăvioară. Într-o orchestră există o singură primăvioară, așa e regula orchestrei, tu te consolezi cu aceste gânduri, ori totuși mai speri că poți să dai lovitura. Nu știu dacă vreun artist muzician se consolează și cumva se resemnează cu situația pe care o are. Desigur, nu toți putem fi văzuți, auziți. Mai depinde și de muzica pe care o cântăm în cazul nostru. Trebuie să fii și conștient. Dacă ai o muzică mai complicată, mai complexă, mai intelectuală, păi... Să știi clar, alb pe negru, că vei avea un public așa, redus. Din păcate, nu mai avem timp, că discuția abia parcă începe. Oricum, dragă Violeta, îți mulțumesc foarte mult că ai venit, dragă Felicie. Mulțumesc pentru informațiile despre acest festival. Asta a fost cam tot ce am reușit să vorbim noi în această după-amiază. Vă reamintesc, puteți revedea emisiunea noastră oricând pe platforma YouTube a Jurnal TV sau pe site-ul meu personal, vânturilecratemăvalurile.com. Și acum am să o rog pe Violeta să ne mai interpreteze împreună cu Mișa Grosoband o melodie. Despre ce e vorba? Este vorba despre Vals Muzet de Richard Galliano, Furir. Te rog. We'll be right back.